Detalii despre ce știe și ce face guvernul în problema asta a Bâstroe, iată dezvăluirile premierului. Modul în care ucrainienii au repornit lucrările pe canalul Bâstroe a stârnit foarte multe sensibilități și, aș spune, și adversități mai vechi. Este evident că gestiunea acestei probleme n-a fost cea mai potrivită și cred că oamenii așteaptă un mesaj foarte clar. Ce fel de atitudine va avea România, ce se va întâmpla, cum va fi gestionat acest caz și dacă intuiți cumva că în spatele amplificării acestui subiect există și alte interese decât cele, să zicem, strict bilaterale între România și Ucraina. Am comunicat încă de la începutul săptămânii pe acest subiect și din momentul în care am avut primele informații, respectiv săptămâna trecută, am solicitat ministerelor de linie și aici fac precizarea că este vorba de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor și Ministerul Mediului să furnizeze toate datele și informațiile legate de acest subiect, pentru că este un subiect, așa cum a spus, sensibil și el trebuie rezolvat. Acum, rezolvarea este una care trebuie să aibă la bază întreg cadrul legal național și internațional și chestiunile acestea au fost demarate atât pe cale diplomatică prin Ministerul Afacerilor Externe, contacte directe între domnul ministru Aurescu și ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, domnul Kuleba. S-au întâlnit sâmbătă trecută în cadrul conferinței de la München. După aceea au fost schimbul de note verbale între Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Ucrainei la București. De cealaltă parte sunt elementele de legătură între Ministerul Transporturilor din România și Ministerul Transporturilor din Ucraina, similar și la nivelul Ministerului Mediului. Chiar am discutat cu fiecare dintre cei doi miniștri. Am autorizat ca în perioada imediat următoare să aibă loc întâlniri bilaterale pentru ca să putem să avem deschis și onest pe masă toate datele și informațiile și de o parte și de cealaltă și să identificăm soluțiile în plan bilateral. Totodată a fost semnalată și Comisia Europeană, astfel încât împreună să putem să identificăm și ceea ce s-a întâmplat și măsurile care trebuie luate astfel încât să protejăm Delta Dunării. Știm cu toții că este un patrimoniu natural nu doar al României, ci este un patrimoniu este un patrimoniu mondial, este un patrimoniu european. Există date și informații că s-a dragat mai mult decât era agreat și anume 3,5 metri adâncime. Deci noi am agreat să fie... Cu toții am agreat acest lucru. De asemenea, anul trecut, ținând cont de nevoia de export a grânelor din Ucraina, s-a cerut un acord pentru a putea să se dragheze în zona localității a portului Ismail, ceea ce s-a și aprobat și, desigur, aceste nave de dragare, ele au în obișnuința prezenței lor pe canalul Bâstroe și pe brațul Chiliea, de regulă execută lucrări de întreținere. Ori, acum, pentru a putea să clarificăm, este nevoie de datele oficiale de la fiecare dintre instituțiile despre care am vorbit. Am putut vedem că există evidențe clare că adâncimea este mai mare de 3,5 metri, ceea ce, încă o dată, trebuie clarificat și... Și dacă se dovedește că au dragat mai mult, punând în pericol mediul, care va fi măsura pe care o va adopta România? Sunt aspecte care se rezolvă în cadrul forumurilor internaționale care se ocupă nemijlocit de soluționarea acestor încălcări ale tratatelor internaționale, la care atât România cât și Ucraina sunt parte. Deci există soluția tehnică pentru acest aspect. Astfel de gesturi în trecut. Așa este. Dar în momentul de față nu cred că este firesc ca un astfel de subiect să fie preluat și speculat politic și în continuare există această asumare și acest angajament pentru a acorda sprijinul necesar Ucrainei, poporului ucrainean. E clar că trebuie să protejăm acest patrimoniu natural al României și al lumii.